dragii mei, Bless aici, bine ați venit la un nou gameplay de FIFA World! Asta este probabil al patrulea cont pe care l-am și da, am cam devenit destul de obsedat cu jocul ăsta. De data asta nu voi face un gameplay de League Teams, ci de Ultimate Team și după câteva meciuri cam asta este echipa mea. N-am putut să fac ceva mai bun de atât. Așa că, da. Dacă l-aș pune pe Genner, atunci ar fi în regulă. Dar îmi trebuie un convertor de poziție în cazul ăsta. Nu prea am nevoie de acest Jordi Lopez. Da. Și nu am nevoie nici de acest Kusunga, dar oricum nu colorează mult. Dar pot să mă lipsesc de acest Digenar. Și o să vedem pe cine putem băga în loc. Ah, serios, nu mai am alt cam. Am un român pe Bălașa, ei, ce jucător incredibil. O să-l fac pe acest Tommy, pentru că este neamț. Și tot vreau să-mi fac echipă de neamț. Și o să-l fac pe acest Campadal, pentru că nu am ceva mai bun. Și să încerc să-mi iau un convertor de poziție. Așa, training, type position, level goal, combine out the maximum 200 de coine. Din CMN cam ar trebui să există, uite că există. Okay. A, nu-mi permit eu pachete, nici un pachet de bronz nu-mi permit. Ok, și acum îl putem face pe Gendner un cam. Pentru a rezolva problema și putem folosi pe mexicanul ăsta cu Romo și Sepulveda, care nu sunt niște jucători răi. Ironic. Văd și câte contracte mai am. Foarte multe de bronz, poate chiar prea multe. Și este training. Și da. Genner este mai nou cam. Marco Fabian. Și da, echipa mea arată mai bine. Trebuie și câțiva fundași. Nu o să mint. Dar da, acum suntem pregătiți pentru meciurile de Divizia 10. Am pierdut un meci cu 2-0 cu un tip care avea echipă full de Spania și l-avea și pe Toni Kroos în Divizia 10. Wow. Și restul ușor. Să vedem dacă putem să facem niște puse. Să nu fie gătit controlele. Ca să nu failez. Ok. Așa. Please wait while we match you with an opponent. This may take a moment. Poate chiar mai mult de moment. Kit de Manchester City, are you fucking serious? Și de Manchester United. Ok, n-am de ales. What the fuck? Cum de asta e Divizia 10 cu 500 de meciuri jucate și cu toți cu training? What the fuck is this? Oh my fucking god, nu se cred. Adică jucătorii, mă rog, individuali, în afară de Alexandro și... Hai să zicem Rondon. Restul Swagger. S-ar putea ca Afelai să fie bun. Oh, tu glumești. Alegi cu un jucător cu mine. Hai, Ebert. Hai, Ebert. Cineva. Somebody. Hai, Genner. Pentru Brandy. Brandy!
Brandy! What the fuck? Și care Eber în cap. Fix pe capul tău era. Idiotule. What the fuck? Ok, perfect. Gander. Fuck, acel pace. Mai rău ca Lampard. Gander. N-a fost offside. N-a fost offside. Dică! Patrick Helmes. Patrick Helmes v-a luat, dragii mei. Amuzant. Gander, with the pace, the skills to pay the bills. Bine, Ginter. What the fuck? De când are Rondon pace-ul ăla? What the fuck was that? Se aruncă pe jos, hai Helmes. Bine jucat, nu! Hai Helmes. Helmes. Ansel, Ansel te omor! Ești varză, Ansel, Brandy. Hai Helmes. Hai Helmes. Sweaty goal. Gander! Gander, tu glumești? Cum că ratezi așa ceva? Cum? Era mai greu să ratezi. Oh my fucking god, Adi Garcia, go fuck yourself. Hai Brandy, fugi. Pentru Helmes. Ăla-i Helmes. Măcar tu ești singurul jucător care chiar face ceva pe terenul ăsta. Oh, super. Oh da, Helmes. Hai, Bert. Ok, da, loc. Hai, Caligiuri. Yes, Caligiuri! Ho-ho! Mergă-l faultează ăștia pe Eber. Dar tipul ăsta n-are niciun fel de chemistry. Cred că de asta... Hai, Ansel. Măcar ai pace. Oh my fucking god, Ansel, te omor. Hai, Helmes. Ia să te bagi. Bine, Ginter. Patrick Helmes. Hai, Helmes, nu! Ce pauză. Making chances and taking chances, and just one team has done that, and it's reflected on the half-time scoreline. Well, I think that's fair. They've taken the chances. I mean, in terms of possession, it's been more equal, but their strikers have been the ones on form. They've got to repeat that and do it from their point of view and try and spoil the day. Ce se întâmplă? Ce e cu frame rate-ul ăsta? Hai, Brandy. Brandy with the skills to pay the bills. Centrale pentru Gander. Helmes! Centrale e back pentru... Yes! Kramer, te iubesc.
Asta se întâmplă când îți dai banii pe kituri și nu pe jucători. Cu siguranță. Așa se driblează, tata. Ce noob ești. Unde ești, Brandy? Hai, Brandy! Brandy with the skills! Lucky bounce, Hermes! Nu spune că e de quit. Te rog, nu-i de quit. Te rog! Vreau să-ți mai dau goluri, te rog, domnule. Te rog. N-ai... A făcut o schimbare? Nu pot să cred. Trei schimbări. A făcut trei schimbări. Nu se fac schimbări în Ultimate Team. Holy shit. Și acum e 5-0. Adică nu e ca și cum ai avea șansă să întorci ceva. Yes, Gentner. Gentner. Nu așa, Gentner. Gentner e pus pe oribil. Cam. Dar acest Helmes, Doamne. Lasă și replay-urile. Să văd ce bun e portarul lui care și-a 5 goluri. Ce gâte miștoare, Ebert. Îmi place. Mamă, Ansel ăla este pur și simplu... Milito mai poate să mai alege la 80 de ani cât o avea. What the fuck? Cum ai trecut? What the fuck is this? Hendrik, sugi calul. Nu, sweaty goal! Nu pot să cred. Așa, bate-te pe piept, ai dat și tu un gol. După ce ți-ai luat 5. Mai și lași relorile, da? Da, exact, domnule, exact. Mamă, ai dat un gol. Atât de frumos. Putu-ți mormântul mătii, astăzi și mâine. Na. Cu Jackson, Hansel și Gretel pula calului. Hai, fugi, Helmut. Hai. Onici. Sugi pula. Îmi sugi pula din sat. Helmes, te fute, mă. Dar te fute și cu pula ruptă, mă. Hai Caligiuri. Hai Caligiuri. Hai, mai încă unul. Ce pula mea e asta? Hai, Gentner. Hai, poți și tu. Nu poți și tu, ba poți? Poți? Mamă, Gentner? What the fuck is this, Gentner? More like Bentner. Ce pula mea faci? Tragi de timp? Da, tragi de timp. Ca să nu mai fut în cur. Ce bulangiu ești. Tu ce pățești când ești o pizdă de obicei, nu? Ești catalogat de un barzionist prost. Ce ai venit acum? Câte goluri ți-a dat Helmes? Câte? 4! Morții mătii de prost. Congratulations to them. They will be moving up to start next season in the higher division. Yay! Am 750 de coinuri. Și hai să vedem ce center back-ul meu. De ce a murit muzica? LOL. What the fuck? Man, nu contează, în caz că nu mă mai auziți, pula mea. Ciao.